să debutezi, trebuia să treci printr-un concurs de debut. Sigur că erau și acolo niște furci, foarte furci caudine, foarte dure, adică publicai mai ușor un volum de versuri dacă aveai, începeai cu o odă tovarășului, da, Nicolae Ceaușescu sau partidului, sau debutai mai ușor. Dar dacă erai bun, totuși aici erau niște scriitori care erau redactori de carte, care la prima mea carte a fost Gabriela Negreanu, o poetă, s-a sinucis, dar o poetă foarte profundă. Și am, deci urma să-mi apară cartea și m-a chemat în birou la editura Albatros, după amiaza, nu mai era nimeni, și mi-a lăsat cartea cu ce era tăiat, foile, și era și o gumă și un creion. Și a ieșit din birou. Și am stat și în unele locuri, am zis, păi, am șters cu guma. La o poezie care avea prea multe tăieturi, am mai adăugat eu niște tăieturi ca să o scoată. Dar am șters cu guma o serie, de pildă, nu-mi lăsau cuvântul profeție, ci prezicere. Era scris prezicerea. Da. Sau profeție. Și n-a căzut regimul din cauza asta. Asta spun, că era o frica păzește pădurea, era cenzura. O sperietoare care era în noi. Și a apărut volumul, n-a zis nimeni, n-a zis, cred că cenzorul nici n-a citit vreodată după aceea volumul.